Salutări la toată lumea, bine ați revenit. Am zis, hai să mai încerc cu ceva reacții în limba română. Atâta timp cât încă sunt probleme cu YouTube-ul și restricții și chestii de genul pe videouri, n-am niciun chef să înregistrez. De ce? Pentru că știu că uploadez video și ei pun restricții, video-ul nu o să facă vizualizări și practic înregistrez degeaba. Așa prefer să le fac pe cele în engleză și pe aia. Mai încercăm. Vedem. Poate, poate. Am ales, bineînțeles, ultimul video de la LOVEBITES, Stand and Deliver, Shut Them Down. Este o variantă live. Ele au și un videoclip oficial pentru melodia asta. Am făcut deja reacție în engleză. E o piesă super. Asami arată încă o dată că este o vocalistă de top. Așa că haideți să vedeți de ce îmi place atât de mult mie LOVEBITES. Everybody clap your hands. Clap, clap. Woo, woo. Fetele astea strălucesc când sunt pe scenă. Chiar sunt foarte talentate și dacă o să ascultați LOVEBITES, să zic, să începeți cu albumele vechi și să ajungeți la piesele noi, o să vedeți cât de creative sunt. Nu o să găsiți piese care seamănă una cu alta. Și nu doar ca și stil, și sunet, și versuri, și fel de a cânta. E ceva super la fetele astea. Super tare și acum înțelegeți de ce am zis că Asami arată că e o vocalistă de top. Vocea e super mișto. Și combinația între vocea ei și instrumentalele astea de metal, foarte tare. Fetele astea mereu au reușit să creeze ceva unic din punctul meu de vedere. Și de asta și îmi place atât de mult să ascult muzica lor. Și bineînțeles că dacă asculți câteva piese, o să te prindă și devii fanul lor imediat. La mine s-a întâmplat după prima piesă, sunt sigur că așa se va întâmpla la multă lume. Is there enough?
felul cum cânta Sami nu este ușor, da, să te duci sus, să dai tot ce poți. Și bine, iar putea și mai mult, dar să zic așa, adică să dai notele alea și să fie live și să-ți iasă perfect. De asta, mie mi-ar plăcea să le avem pe fetele astea în România, vă spun. Sunt sigur că dacă ar veni LOVEBITES în România, în primul rând o să atragem turiștii din țările din jur. Din câte știu eu, în ultimii ani ele n-au mai avut turnee în afara Japoniei și poate ar fi cazul să facă și ele ceva de genul, să meargă în niște turnee. Și totodată sunt sigur că lumea, care poate n-a auzit încă de LOVEBITES, dar poate, hei, uite, am eu niște bilete, hai cu mine la un concert, va deveni instant fan, cine n-a ascultat încă LOVEBITES. Au o energie atât de mișto pe care o transmit prin piesele lor. De asta, ascultați LOVEBITES. Famic aruna acolo. Miasto. Foarte mișto. Mereu ai parte de două solo-uri, să zic așa, sau un duet de solo de chitară, cum vreți voi să le numiți. Midori și Miyako sunt foarte talentate. Asta cred că am spus și în reacția în engleză. Am impresia că Miyako acum este într-un turneu sau a avut un spectacol de pian. Ea cântă foarte mișto și la pian. De asta, super talentate fetele astea. E aproape pe final, nu o să mai vorbesc mult după ce se termină, deci am pus pauza asta și vorbesc acum. Sper că vor cânta în variantele astea live și două piese pe care eu le iubesc de pe albumul Judgment Day, Mayor Ryan și Soldier Stand Solitarily. Piesele alea rup. Mayor Ryan e ceva așa mai în stilul anii 80-90. Când aud piesa aia, mă gândesc la persoane care mergeau, făceau aerobic sau sală, gimnastică, chestii, na, nu știu, mergeau la sală de fitness. Și Soldier Stand Solitarily e bestial. De asta, sper că o să avem variante live și la alea. Super mișto. Cum am zis, nu mai vorbesc acum mult, am vorbit în timpul pauzelor. O piesă super, după cum vedeți, ele pe scenă sunt ca la ele acasă, nu contează unde sunt ele, întotdeauna vor
oferi un show de neuitat. Prin muzica lor, prin energia lor. De asta, urmăriți LOVEBITES, puteți să vă abonați la canalul lor, aveți link în descriere pentru video original fără pauze. Și eu chiar sper să fie cât mai multe persoane din România care vor deveni fan LOVEBITES. Vă mulțumesc și doresc la toată lumea multă sănătate. La revedere!